Genesea 2 cu 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Amin. Vă puteți reocupa locurile. Suntem în a treia lecțiune legată de Subiectul prietenie, apoi căsătorie. Am vorbit în celelalte ocazii despre modul în care trebuie să vin călăuziți când e vorba de a, de a lua decizie în subiectul acesta. Iar astăzi înțelegem că a venit vremea să vorbim despre condițiile care trebuie să fie îndeplinite în contextul unei prietenii. Dintre un băiat și o fată, în exclusivitate în vederea căsătoriei. Trebuie să subliniem faptul că nu avem negru pe alb, scris în Biblie un verset în care să ni se spună: Înainte de căsătorie trebuie să fie prietenie. Deci, asta nu scrie în Biblie negru pe alb. Trebuie să recunoaștem faptul că nu avem căsătorii derulate cu amănunte, da? Și cum s-au întâlnit cei doi, rare ori doar Isaac și Rebecca. Caz în care foarte puțini pot să se încadreze, să nu-și vadă niciodată viitoarea soție, și totuși să se căsătorească cu ea. Pentru prima o vede, se și căsătorește, nu durează, nu avem dovezi că a durat prietenia sau că a existat prietenia, dar trebuie să înțelegem că în contextul contemporan în care ne aflăm, în situația dată. În vremea aceasta pe care o traversăm, fiecare dintre noi trebuie să fim foarte atenți la principiile pe care trebuie să le avem în acest context al prieteniei. Și în contextul ăsta e foarte important să percepem, cum spuneam, care sunt aceste principii ale lui Dumnezeu, care sunt aceste directive ale cerului. Mai întâi, am vrea să observăm faptul că trebuie să definim prietenia dintre un băiat și o fată și înțelegem că prietenia este o perioadă limitată ca timp. Din percepția mea personală, cred că prietenia trebuie să dureze maxim 2 ani, maxim, maxim Asta înseamnă că te obligă intrarea ta în prietenie să fie o decizie serioasă. Deci când zic doi ani, trebuie să fie niște situații suficient de dificile sau de greu de rezolvat, care să nu le poți soluționa într-un an de zile, un an jumate. Știu și faptul că sălile în afara pandemiei sunt greu de programat, dar cam într-un an de zile reușești. Cam într-un an de zile reușești. Așadar, prietenia trebuie să fie o perioadă care să fie limitată ca timp, din percepția mea, cred că băiatul ar trebui să știe aproximativ cam ce are ca și plan în mintea lui și chiar dacă fata nu vrea așa de repede, trebuie să-i aducă argumente și trebuie să o convingă că trebuie să se căsătorească și că nu trebuie să o întindă foarte mult. O să fie probabil și o întrebare, am văzut pe aplicație. Deci rețineți că e o perioadă limitată ca timp, chiar un timp fixat care trebuie să se finalizeze în căsătorie. Așa se înțelege că prietenia dintre un băiat și o fată nu poate fi o perioadă de probă. Da? Vor fi unii care vor spune, dar cum să mă căsătoresc cu o fată pe care nu știu cum reacționează când eu îi pun o problemă sau alta? Da, poate fi asta o provocare, însă întreb eu, nu crezi că s-ar putea să treacă 10 ani și totuși să apară surprize? după ce te-ai căsătorit. Și atunci, acesta nu e un argument pentru a întinde prietenia foarte mult. Deci nici într-un caz nu este o perioadă de probă, spre exemplu, un băiat se uită la o fată, discută cu ea, comunică împreună amândoi și apoi o lasă, o ia pe alta, o, ia să, o lasă și pe ea, o ia pe alta, pentru că zice el, nu mi s-a potrivit. Deci rețineți că în prietenie, conform convingerii mele personale, așa cum vă spuneam, nu trebuie să intri decât în momentul în care ești convins că e voia lui Dumnezeu, că acea fată trebuie să devină soția ta. Ca băiat, așa trebuie să gândești. Respectiv, ca fată, așa trebuie să accepti prietenia aceea dacă ești convinsă că e voia lui Dumnezeu. De asemenea, nici într-un caz, prietenia nu este un mișloc de a câștiga experiență în domeniu. Singurul domeniu în care experiența este interzisă este în domeniul acesta al prieteniei dintre un băiat și o fată. Și vreau să vă spun că din ce am văzut în alte cazuri, pot să transmit următoarea învățătură: cu cât ai mai multe experiențe, cu atât e mai greu să te căsătorești. Reține ce -ți spun. Cu cât ai mai multe cazuri în background, ascuns, da? cu cât ai mai multe persoane cu care ai vorbit, cu care ai fost prieten, respectiv prietena chiar în vederea căsătoriei, ai zis probabil, cu atât îți va fi mai greu să te căsătorești. E singurul domeniu, sau printre puținele domenii din lumea asta, în care experiența nu doar că nu e necesară, e chiar interzisă. Deci nu te poți împrieteni ca să ai experiență. Și pentru că vorbesc cu persoane care sunt toate peste 18 ani, nu trebuie să abordez cazul în care cineva are 16 ani și se împrietenește din cauza unui anturaj da? nu-i cazul la voi, sunteți mai mari, dar probabil că online cineva va urmări și va pune întrebarea aceasta când să intru în prietenie. Nici într-un caz nu poți să intri într-o prietenie dacă nu știi că vrei să te căsătorești. Deci nu intri din cauza contextului, nu intri din cauza presiunii prietenelor tale, pentru că toate prietenii tale au băiat cu care vorbesc și cum să rămâi tu singura și nici viceversa. Deci nici într-un caz nu este condiție sau nu este metodă, mijloc de a câștiga experiență. Acum am vrea să vedem mai departe, în contextul acesta al prieteniei, cum să te comporți într-o prietenie. O prietenie, repet, dintre un băiat și o fată. În primul rând, trebuie să spui un dar răspicat purității. Trebuie să lupți pentru puritate. Prietenia este o provocare foarte puternică în a-ți păta puritatea. Această perioadă te poate face să înțelegi că ar fi cumva la fel ca în căsătorie. Minciuna diavolului este următoarea: oricum voi vă veți căsători. Oricum ea, îi zice băiatul diavolului, oricum ia ta. E și promis. Așa că poți să-ți permiți anumite lucruri. Trebuie să vă faptul că puritatea este obligatoriu să rămână pe durata prieteniei. Când mă refer la puritate, mă refer la puritate mentală. Băiatul nu are voie să gândească orice, nici măcar legat de ea. Și o să vedem imediat. Puritatea trebuie să fie fizică și puritatea trebuie să fie spirituală. Nimic nu are voie să-ți păteze curăția ta, nici măcar perioada de prietenie. Nu sunt puține cazurile ale persoanelor, ale tinerilor, care și-au nenorocit viitorul. Pentru că, pe perioada prieteniei, au coborât standardele jos, 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 jos de tot. Încât n-au mai existat standarde. Și unii dintre ei nici măcar nu mai cred acum în Dumnezeu. Unii dintre ei nici măcar nu mai pot să vină la biserică. De ce? Au ajuns jos de tot. Și pentru aceștia am un mesaj și vreau să le spun că. Chiar dacă vor suporta, poate chiar în căsătorie, anumite consecințe ale pierderii purității, să știți că și pentru ei Dumnezeu mai are har. Și Dumnezeu îi iubește în condiții biblice. În condiții biblice. Nu poți să zici, dacă e prietena mea, atunci pot să mă comport chiar cum ar fi soția mea. Nici într-un caz. Reține, ea încă nu-ți este soție. Vorbeam și de data trecută, chiar dacă v-ați logodit, ea încă nu este, nu numai pe numele tău, ea nu este proprietatea ta și nu este din punct de vedere scriptural a ta. N-ai voie să te comporți așa. Trebuie să păstrezi distanța necesară să nu-ți pierzi puritatea. Spuneam și data trecută fetelor, vă rog să fiți foarte, foarte atente și să știți că în domeniul acesta aveți o foarte mare responsabilitate. Și că voi trebuie să mențineți standardele ridicate, pentru că cum să te comporți în prietenie, în al doilea rând, să spui da piedicilor, cu ghilimele de rigoare, pozitive. Adică tu și ea, voi amândoi, trebuie să vă setați niște bariere. În așa maniere încât chiar dacă uneori din cauza presiunii mentale, din cauza hormonilor, din cauza stărilor, din cauza gândurilor, din cauza îngrijorărilor, să-ți vină o presiune foarte mare pe tine. O presiune psihică, emoțională. Și să nu mai reziști, să nu te mai poți înfrâna. Dar tu să nu poți păcătui pentru că ți-ai setat niște principii, niște bariere, pe care nu le poți trece. E ca și cum ai blocat mașina și a rămas în mașină a rămas singur, da? Și cheia a fost dată. Cineva din exterior a blocat mașina. Tu nu poți să ieși blocat. Asta e valabil la anumite tipuri de mașini, că la altele se deschide cu, da? De două ori deschis. Să îți blochezi anumite căi de acces a păcatului în viața ta în perioada prietenii. La ce mă refer? Mă refer la faptul să nu călătoriți mult împreună. Să nu călătoriți doar voi, doi. Aveți mare grijă. Cunosc tineri foarte serioși care, deși trebuiau să meargă în aceeași țară și să zboare cu avionul, n-au zburat deodată. Veți spune să fanatici, nu sunt fanatici, sunt oameni serioși. Nu vă puteți comporta ca și cum ați fi căsătoriți. Adică, voi ca și copia lui Dumnezeu trebuie să aveți niște standarde înalte, foarte înalte. Tu ca și fată, -o să, dacă ești serioasă, nu o să urci în mașina lui a doua zi după ce ai vorbit cu el. Nu o să călătorești în zone periculoase. Nu o să mergi singur în locul acela. O să fii foarte atentă, o să fii foarte atent. Tu nici măcar nu o să accepti ca băiat dacă ești serios să o duci pe fata aceea așa. Cu riscul ca ea să vină cu ocazie, înțelegeți ce vreau să vă spun, nu călătoriți mult împreună în aceeași mașină mă refer singuri. Mai luați pe cineva împreună cu voi. De ce? Pentru că atunci când tu ca fata ai luat-o pe prietena ta cu tine, să știi că nu o să-ți permiți anumite lucruri. Probabil călătoriți în misiuni, în evanghelizări. Nu călătoriți doar voi doi, chiar dacă vi fixată nunta și găsiți-vă metode să nu fiți doar voi doi. Fiți foarte atenți la subiectul ăsta. Nici într-un caz nu rămâneți singuri, doar voi doi, într-o casă. Ziua, spre exemplu. Dacă ai intrat ca băiat, ai mers la ea acasă și părinții ei din motive obiective trebuie să se plece din casa lor și rămâne fata cu tine, tu trebuie să fii un om cu bune maniere, ca să nu zic pocăit, că nici măcar nu-i vorba de pocăință aici, trebuie să fii foarte bine manierat și să-i spui părinților, dragilor, dacă dumneavoastră trebuie să plecați, o salut pe prietena mea și și eu trebuie să plec înaintea voastră. Nu rămâneți ori în șir în aceeași casă, mai ales dacă ați închis ușile cu cheia. Aveți grijă. Le spun tuturor și vă spun răspicat, indiferent cine mă de pe internet. Când un băiat a intrat într-o cameră cu o fată și a închis ușa, pe fruntea lui și pe fruntea ei scrie, suntem curvari. Scurt, dar aminte să programezi uh, uh, o intrare într-o pensiune, o cazare într-un hotel, este inadmisibil să rămâi cu mintea întreagă și să faci așa ceva. Este de neacceptat. Creează-ți bariere de așa maniere încât, dacă presiunea vine foarte puternic pe viața ta, chiar dacă ai vrea să nu poți păcătui, nu accepta niciodată ca fată sau ca băiat, dacă băiatul respectiv, fata cu care vorbești, este dintr-o altă localitate, nu rămânea peste noapte în casa lui, dacă ești fată. Fii atât de inteligentă încât să cauți o soră de vârsta ta, care nu are un frate de vârsta ta, și să mergi, să rogi frumos, vrei să mă cazez la tine acasă? Spuneam și cu altă ocazie, dacă tu ca băiat n-ai 50 de lei pentru o pensiune, aproape că îmi vine să-ți spun că-ți dau eu banii ăștia fi foarte atent. Nu rămânea în contexte în care poți ajungi la păcat. Îmi vei spune, frate că dar eu nu păcătuiesc, că ești foarte serios și eu nu pun la îndoială seriozitatea ta. Însă vreau să spun că a ta carne e tot carne. Și vreau să spun că organismul tău ca băiat e tot organism de băiat. Chiar dacă ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu-ți permite. E de neadmis. Pentru că dacă tu îți creezi bariere, dacă tu îți bariere, repet, chiar dacă ar veni momente de neveghere, de presiune, de ispită puternică, nu vei putea păcătui. De ce? Ne-a acceptat asta. Vă spuneam și cu o altă ocazie, când a venit uh, cel ce a devenit cumnatul meu, soțul Persidei din Australia, a venit 25.000 de kilometri și a venit când nu era logodit că nu avea cum să fie de la distanță. Nu era sigur că va fi această relație funcțională, pentru că era o distanță foarte mare. Dar când a venit să o vadă pe versita pe sora mea, a venit cu tata. Pentru că băiatul ăsta a zis, eu sunt serios. A trebuit să dea undeva la aproximativ la 2000 de dolari australieni, în plus, să vină cu tata. Nu cât costă, nu știu, 1000 de lei un transport, nu știu pe unde fi foarte atent. creează ți bariere, zi da, piedicilor. Adică niște piedici sfinte, pozitive, care îți blochează posibilitatea derulării păcatului. Să știi că dacă părinții ei, ca băiat, te vor vedea că te ridici dintr-o discuție foarte frumoasă, care îți place, că n-are cum să nu-ți placă dacă e prietena ta, dacă te vor vedea că te ridici și spui, îmi pare foarte rău pentru că părinții te pleacă și eu trebuie să mă retrag, o să fie foarte liniștiți pe cine și pe mâinile cui își dă fica. creează o imagine pozitivă. Dacă stați în aceeași cameră și uh, camera aceea, să zicem, că este o ultima cameră da, din casă, uh, tu ca fată spune-i mamei tale, respectiv tatălui tău, te rog frumos, din când în când, din când în când, să vii în camera unde este numai noi doi. Nu să ne deranjezi, să vii și, nu știu, să iei ceva din dulap, ce trebuie să iei. Da, sau Dani zicea să aduci un suc. Sau o apă, că poate e mai sănătoasă. Da? Adică, lasă-te deschis în fața familiei să știe familia ta că tu ești serios. Nu se poate ca familia ta să fie rușinată de faptul că din greșeală a pus mâna pe ușă și a intrat și voi ați tresărit. Înseamnă că e o problemă acolo. Nu aveți voie să tresăriți momente de genul ăsta. Ci voi trebuie să vă creați bariere. Să vă creați bariere. Nu vă lipiți fizic unul de altul, că vă denorciți, că nu sunteți încă căsătoriți, mă înțelegeți? Lăsați distanța între voi. Ați văzut și în imaginea de pe poster, de pe afiș, e o Biblie. Poate că distanța trebuie să fie și mai mare. Că dacă e o Biblie a unei surori de-aia mică, e dificil. Înțelegeți? Adică păstrați distanța, creați bariere, sunt foarte sănătoase. Sunt foarte sănătoase. 3. Spune da principiilor, nu promisiunilor ieftine. De obicei pentru fete, promisiunile băieților sunt extraordinare. Fata zice, dar ce mi-a promis băiatul ăsta? De când? Ce-am visat eu să exact asta mi-a zis? Ai grijă că e numai o promisiune. Încă nu-i testat în timp băiatul. Încă nu-i văzut cum reacționează. Încă nu se știe. Băieților, nu vă orientați înspre a face promisiuni ieftine, bazați-vă pe principii. Bazați-vă pe principii. E foarte important în perioada prieteniei să vă împărtășiți unul celuilalt doctrina în care credeți. Este de mis ca după doi ani de căsătorie să nu știe băiatul ce crede fata despre doctrina acutare, Nu, nu se poate una casă. Înainte de a vorbi orice, vă rog frumos, vă principiile biblice în care credeți voi. Nu o să apară certuri în căminul vostru pe motiv, așa zis, biblic. Că nu prea e biblic dacă te cerți, nu are cum să fie. E încredințare, e, da? e o vedere anume. Vorbiți foarte mult e, între voi din Biblie. Asta vă va ajuta să înțelegeți cât de scriptural sunteți. Vă veți spune, frate, că dar, din Biblie să povestim? Nu vorbiți orice, dar nu uitați să vorbiți din Biblie. Dacă despre orice vorbiți, dar din Biblie niciodată, să știți că căminul vostru s-ar putea să fie șubred. S-ar putea să ajungeți căsătoriți și să aveți mari probleme pe care trebuia să le rezolvați înainte de a fi căsătoriți. Probleme care trebuia să le soluționați chiar înainte de a intra în prietenie, setându-vă principiile voastre. Apoi, pe durata prieteniei, vă rog frumos, păstrați-vă principiile. Este câte un băiat care e foarte serios înainte de căsătorie și pune ochii pe o fată care nu zic cum îi și frate, nu mai are niciun principiu de se ca, ca vântul. Îl duce valul, domnule, nu mai, nu mai știe nimic ce, 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 crede omul ăsta. A fost într-o direcție anume, după ce s-a căsătorit, totul s-a făcut praf. De ce? Nu-și păstrează principiile. Păstrează-ți principiile pe care le-ai avut bine sedimentate în familie, fără să le impui, deci nu vine ca un blocat, da? că tu ești sfântocuzet cu Z și tu trebuie neapărat să o determin pe cutărică să fie ca tine. N-are cum să fie așa. Deci asta nu există. În familie nu există impunere. Există transparență, există discuții, există acceptare, există dorință de îndreptare, creștere spirituală. Nu există impunere. Și nimeni nu stă cu pistolul la cap să zică dacă nu faci asta, salutare popor. Băieții care spun, dacă nu vei face asta, să știi că mă despar de tine, să știi că, că am o problemă. Adică tu nu poți să pui problema așa. Întrebarea mea este următoarea. Ai avut călăuzire înainte să intri în prietenia asta dacă pui așa problema? Cum pui problema așa? Sau, un astfel de mod de a pune problema nu cumva te duce în viitor la gândul divorțului? Foarte important de înțeles. Păstrați-vă principiile bune pe care le aveți. Lumea asta e așa de vulnerabilă, așa de real. Lumea asta vrea, vrea să ne fure toate principiile noastre. Și ne fură principiile pe nevăzute, pe nesimțite, așa, subtil, încet, încet. Păstrează-ți principiile din familie, fără să le impui. Discutele, setați-vă împreună principiile, nu veni cu zestrea ta familială să o impui persoanei aceleia, da? Dacă ai o zestre familială care nu-i pozitivă, smerește-te și recunoaște, da, uite, în familia mea aici a fost o problemă. Nu o duc cu tine că tu ești acutărică omului, da? Nu o transporta ca o povară, neapărat că o fost a ta și trebuie să o impui, nu. Asta e lipsă de înțelepciune. Dacă îți dai seama că ce ai făcut tu în familia ta, ce s-a întâmplat în familia ta, n-a fost biblic, n-a fost scriptural, nu duce la creșterea voastră spirituală. Nu e un principiu biblic. Este doar o credințare personală pe care nici măcar n-ai împărtășit-o, dar din cauza că ai vrut să le arăți părinților că ești în aceeași direcție, ai suportat ideea asta, nu impune fetei și nici viceversa. Aveți mare grijă. Pentru că de la zestrea familială apar foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Fiecare vine cu zestrea lui, fiecare vine cu părerile lui și zice, nu, așa a fost la noi acasă. La noi acasă a fost invers. Și e total diferit, chiar dacă trăiesc amândoi în cluj Boga sau în Ardeal. Și uite, ajung de la lucruri copilărești, puerile, care n-au -au niciun efect în spiritualitate. Ajung să nu mai meargă în unitate înainte. Dacă zestrea ta sau o parte din ea familială nu-i după Biblie, modifică-o frumos, toți. Nu accepta libertinajul niciodată. Ai mare atenție. Ai mare atenție. Dacă vezi că fata are tendințe să poarte podoabe, tu trebuie să fii foarte vertical. Tu trebuie să fii foarte corect. Tu trebuie, trebuie să-i aduci argument biblic, că Iacov și-a îngropat Dumnezei, podoabele, cercei. Dacă vezi că are tendințe spre lumea asta, că îi place o biserică foarte libertină, unde totul e bine și nimic nu e nicio problemă, să știi că să încet, pe nesimțite, te va trage. Vă dau un caz biblic. Solomon, târât de iubire. Târât de iubire. Știți că și iubirea tărăște uneori? Și tărât de iubire a fost atras într-o direcție greșită. Dar cum de s-a lăsat Solomon, că era rege, avea capacitate de decizie, o lăsat -o încet, 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 încet. O lăsat din principii. Nu a acceptat libertinajul. Uite-te în istorie, persoanele care au acceptat libertinajul în viața lor, uite-te unde au ajuns în 10 ani. Uită-te cu atenție în istorie la persoanele pe care le știi din anturajul tău și observă unde au ajuns aceste persoane în 10 ani acceptând libertinajul. Și să știi ceva, îți dau un secret în seara asta, dacă nu-l știi, ți-l deconspir. În materie de libertinaj nu există limite. Oricine e libertin azi, mâine, va fi mai libertin decât azi. Și oricând se va deschide un centru religios care e mai libertin, acolo va merge. Și tu ai deschis ușile și ai, ai lărgit calea, permitem expresia asta, ca să fie și cu tare acolo. Dar el nu-i mulțumit că vrea mai mult. Și când s-a deschis mai tare calea în altă parte, dispărut dincolo. Spune nu libertinajului. Tu n-ai nevoie de chestii libertine în viața ta. Tu n-ai nevoie de chestiuni care te duc într-o direcție greșită. Viața ta spirituală a familiei trebuie să fie una în frică și cu tremur înaintea lui Dumnezeu în sfințenie. Nu accepta lucrurile pentru care prima dată te mustră conștiința. Pentru că s-ar putea ca a doua oară să nu te mai mustre. Fii foarte exigent, fii un profesor exigent în domeniul Da Dar fii profesor, nu fii bădăran, fii profesor. 4. Spune un da păstrării prezenței lui Isus între voi doi. Cea mai mare problemă care poate să existe într-o prietenie este să plece Iisus. Nu există mai mare dramă decât doi să aibă fixată nunta și dintre ei, și din ei, din inima lor, să plece Iisus. Ce se întâmplă de acolo încolo e dezastru. În perioada asta de prietenie, fixați-vă timp de rugăciune constantă, chiar în același moment al zilei. Rugați-vă împreună. Pentru asta nu e necesar să fiți în aceeași cameră și neapărat să vă țineți de mână, nu. Să știți că este foarte important acolo unde te afli. Tu în orașul tău, el în orașul lui. Dacă sunteți în același oraș, tu în casa ta, în odeița ta, ea în odeița ei. Și să-ți setezi principiile, să vă rugați împreună. Rugați-vă pentru aceleași subiecte. În momentul în care anturajul vă permite și nu sunteți doar voi doi într-o casă, acceptați să auziți cum se roagă ea. Pe tine ca băiat trebuie să te intereseze cum se roagă ea. Pe tine ca fată trebuie să te intereseze nu cum se roagă de la anvon sau de la microfoane, ci cum se roagă atunci când nu-L aude nimeni. O să vezi că îți creează Dumnezeu contexte, nu știu în ce circunstanțe, să auzi cum se roagă. Pentru că în casa ta trebuie să fii sigur că ai un partener de viață ai o femeie dacă ești bărbat care se roagă pentru tine. Cel mai splendid moment din viața mea e când o aud pe Alexandra cum se roagă pentru mine. Pentru că știu că e persoana care se roagă cel mai sincer pentru viața mea. Este extraordinar să ai o persoană, să ai o soție care să știe să se roage pentru tine. Dacă nu vă știți ruga împreună, să știți că familia voastră s-ar putea să meargă greu, să poarte deloc împreună. În perioada prieteniei, setați-vă timp de rugăciune. Nu faceți din asta un fel de show, adică să le spuneți altora ce ați făcut cu voi. Nu. Asta e o chestiune intimă a voastră între voi. E o setare a principiilor voastre. Rugați-vă împreună. Dacă ea, ca fată, nu are curajul să se roage în prezența ta, să știi că trebuie să o ajuți să se roage. Trebuie să construiești rugăciunea, trebuie să faci din asta o prioritate, neapărat. Trebuie să o ajuți să se roage și viceversa. Să-l auzi cum se roagă. Citiți Biblia, meditați asupra Scripturii. Nu vă dați versete din Biblie numai pentru ca să continue relația voastră de prietenie. Să subreziți ceva între voi și repede căutați un verset să reparați problema. Nu, Asta nu e citirea Bibliei, asta e 1, 1, 2, urgențe. Asta e căutarea de versete cu motivații greșite. Nu. Citiți, planificați-vă să citiți acum început anul, da? Aveți pe cineva prieten, aveți o, prietenă ca băiat, ai o fată cu care vreți să te căsătorești, setați-vă un plan de citire a Bibliei. Citiți împreună. Căutați-vă notițele, să vă scrieți. E foarte important și poate un mare cadou, vă spuneam poate și cu altă ocazie, un mare cadou pentru un mire este să primească jurnalul miresei lui, plin de Biblie, plin de Scriptură. Se vezi Biblia, nu trebuie să fie la studentă, la teologie, la arată, că numai acolo se primi fete, nu? Nu, nu, nu-i vorba de asta, nu. Nu trebuie să fie uh, învățătoare de școală dominicală, trebuie să fie pocăită. Și atunci va avea nevoie asta, dacă nu are tipul ăsta de a studia sublinind cu carioci, cu marcare în Biblia ei, își va lua notițe, își va scrie, va face semne. Din când în când îmi place să iau Biblia Alexandrei și când dau pagini, văd într-un colț sus unde scrie azi, zice data nu vă spun care, Domnul mi-a vorbit pentru asta. Așa am o pace extraordinară. Pentru că mi-am dat seama și îmi dau seama că înainte să fie căsătorită și după aceea, bineînțeles, a avut părtășie cu Dumnezeu. A citit Biblia. Și n-a avut niciun studiu în domeniul teologiei, nimic, nici nu are. Citiți Biblia împreună. Fixați-vă săptămânal o zi de post. Pentru înaintarea voastră, pentru bunul mers, pentru bariere care se ridică nebiblice, pentru atacuri demonice, pentru duhuri care s-ar putea să vă atace, adică împotriva lor, neapărat pentru ca să puteți înainta, setați-vă o zi de post în care să știți, uite, ziua asta, dau un exemplu ca zi joi, joi postim împreună pentru căminul nostru. Postim pentru ca să ne meargă bine în viața de familie, postim ca să avem binecuvântare, să avem pace, să avem bucurie. În măsura în care veți lăsa spiritualitatea să crească, o să vedeți că aveți pace. O să vedeți că puterea lui Dumnezeu coboară între voi și se manifestă într-un mod autentic, într-un mod deosebit. Puterea lui Dumnezeu se manifestă între voi în funcție de modul în care îl lăsați pe Hristos între voi. E foarte important să aveți deschidere înspre uh, sacrificiul lucrarea lui Dumnezeu. Să, să fiți deschiși, cum se spunea, să faci o vizită, dar poate nu asta e chemarea ta, da. să fii deschis, să ai o inimă plină de milă, cum se spunea în îndemnul pentru rugăciunea, pentru cei bolnavi. Să, să vezi în el, să vezi în ea o calitate spirituală înaltă. Să ai o predispoziție specială înspre a împlini nevoile altora. Vedeți, marea majoritate a oamenilor care își caută un partener de viață. Aproape toate fetele din lumea asta și ce doresc? Ele să fie fericite. Aproape toți băieții din lumea asta negăsătoriți, care nu-s își doresc să fie fericiți. De ce te însori? Vreau să mai fiu singur. Vreau să mă ajute, vreau să-mi fie un ajutor potrivit, cum scrie în Scriptura, și foarte bine să fie potrivit. Doamne, vreau să fie altfel. Dar Biblia zice în 1 Corinteni 13 Dragostea acoperă totul. Crede totul sufere totul. Adică dragostea trebuie să fie, în primul rând, spre nevoile altora, să împlinești nevoile, să te interesezi ca, pe tine ca băiat ca ea să fie fericită, pe tine ca fată să te interesezi ca el să fie fericit. Dacă întotdeauna numai spre tine atragi tot ce se întâmplă în familia ta, să știi că nu vei fi niciodată fericit. Și mai mult decât asta, nici pe ea, dacă ești bea, nu o vei face fericită și viceversa. Fericirea se consumă dăruindu-se, dar crește în același timp dăruindu-se. Să ai o dorință de sacrificiu. Oameni care au activat în biserici, oameni care s-au implicat în lucrare, până când s-au căsătorit. După ce s-au căsătorit, au dispărut de pe hartă. Trebuie să-i cauți cu interpolul. Adică, înțelegeți, nu înțelegeți. Nu-i mai poți găsi, frate. O slujit înainte extraordinar de mult. De ce? Mă întreb. Nu vorbesc de surori care au născut, care au o altă chemare în vremea aceea, după ce au avut copii și trebuie să-i educe și trebuie să fie cu ei. Nu despre asta e vorba. Ci vorba de ce sacrificiu adevărat a avut un om. Cât de mult s-a sacrificat pentru lucrarea lui Dumnezeu într-un mod și într-o motivație pozitivă biblică. Caută să fii plin de Duhul Sfânt. Să te intereseze ca dacă tu ești băiat ca fata cu care vorbești să fie plină de Duhul Sfânt. Nu vă lăsați așa la mediocritate, la, la mișloc, nu, nu, nu acceptați să coborâți standard, să fiți așa ușor să intrați, să fiu de cinci în pocăință, nu, fiți de zece. Fiți de zece dacă se poate. Fiți cât mai aproape de Isus Hristos. Fiți cât mai pocăiți posibil. Cât mai plin de Duhul Sfânt. Vezi, când apare o, o, o discordie, o ceartă, o divergență într-o prietenie, știi când? Când coboară Duhul Sfânt dintr-un om, din cel puțin unul. Când nivelul Duhului Sfânt coboară, fie că comite greșeli, fie că se enervează, când urcă înapoi, nu prea mai sunt probleme. Fiți interesați să rămână Hristos în voi, rodind Duhul Sfânt prin voi asta l pe Duhul Sfânt să rodească dragoste, bucurie, pace, de lungă răbdare, binefacere și le știți pe celelalte din Galateni. Nu vă concentrați înspre pământ. Asta e marea problemă a, a doi prieteni, a unei bați și a unei fete când se prietenesc. Prea mult sunt interesați de pământ. Prea mult sunt interesați de, carne carnea asta, de umanul din ei. Prea mult îl interesează pe băiat să-mi demonstreze mie fata că mă iubește. Greșit! Dacă îți demonstrează prin atingeri, prin lucruri puerile copilărești. Asta înseamnă că e animal. E nivel de animalism, instinct animalic. Nu asta e iubire, asta e doar eros. E dragoste care se manifestă prin gesturi și prin atingeri și prin săruși și prin ce aveți voi. Dragostea agape înseamnă consum. Să ai curajul să te căsătorești cu o persoană care ai aflat că are o boală gra gravă. Să ai curajul. Nu te obligă nimeni. Dacă ai aflat că are cancer, mai ai curajul să te căsătorești cu ea. Să ai curajul ăsta. Dragoste înseamnă consum. Pentru că în momentul în care începi intrarea în prietenie din perspectivă scripturală, nu prea mai îți vine să pui accent pe fizic. Îți vine ca om, dar ai bariere, nu mai poți. Să promovați ca persoana cu care vorbiți voi să fie un om de caracter. Ajută-o să fie un om de caracter. Te-au mințit într-o zi, nu-mi pușca și nu-ți nu spune pe internet că au mințit. Da? O zici ceva care nu-i corect, au avut emoție, nu știu. Ți-o că alb și era negru, nici măcar gri, era negru. Și tu ți-ai seama, nu, nu poți scădea că nu ți-ai dat seama. Nu zice, eu, oh, mi-am închis ochii, nu știu nimic, salutare. Ajut-o să spună întotdeauna adevărul. Dacă vii arogant, agresiv, dacă te impui într-un mod nebiblic, să știi că o vei o voi predispune să mintă. Că știi ce zicea? Păi decât să-l aud că se enervează mai bine, o îndulcesc. Numai, numai nu m-a îndulgit noi e cam acrită. Ajută-l să fie un om de caracter. Îl vezi că nu are echilibru, că e așa, când într-o parte, când în alta, că e cap așa dus de val. Dacă vrei să fii soția lui, ajută-l. Spune, băiete, hai, la semne. Nu-l dirija, ca să-i interdicție. Dar ajută-l, de un sfat. Spune, uite, în momentul respectiv nu mi-a plăcut cum te-ai comportat am simțit că ai aere. Mi-am dat seama că ești arogant. Atunci nu trebuia să zici vorba aia. Prima dată o să zică, mă, dar ce cu fata asta? Asta mă iubește? Băieților, mă voi știți ce gândiți, da? Așa o să zică la prima reacție. Dacă nu o să-și dea seama că nu te tachinează, că nu-l tachinezi, că nu-i scoți ochii, iar ai... Știi tu că acum, în urmă cu patru ani, nu știu ce ai făcut? Să nu există. Numai cu trei luni și două săptămâni, la ora cu tare, asta e tachineală, asta e distrugere. Dar ajutați-vă între voi. Niciun om nu e perfect. Singurul om perfect este Isus Hristos. Ei, în momentul în care vezi că o greșit cu ceva, trebuie să ai tact, trebuie să ai liniște, echilibru. De cele mai multe ori e foarte important să nu-i spui pe loc, că pe loc am cam ai nervi. Știți ce se nervi, nu? <laughs> Sper să nu mai știți. Adică ai așa o... o ești e, supărat. Simți că trebuie să zici direct, clar, răspicat, puternic, să te impui, să zici că ai dreptate. Stai cu minte, liniștește. -te. Ia o zi de post, roagă de vă două săptămâni. Și după două săptămâni de rugăciune și de măcar după zi de post să știi că îi spui altfel. Altfel tratezi problema. Dar ajutați-vă, nu vă lăsați. Deci, carențele de caracter trebuie corectate. Minciuna diavolului este următoarea. Dacă îi spune asta, pleacă de la mine. Păi dacă pleacă, care e problema? Adică în sensul că tu ai nevoie de cineva care să fie în continuare cu un handicap caracterial? Nu pleacă. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu, dacă și ție ca față ți-a vorbit Dumnezeu și lui ca băiat, dacă ați mers într-o direcție corectă, vă ajutați unul pe celălalt. Corectați-vă, prietenia este un spațiu în care trebuie să corectezi. Dacă ești încăpățânat ca băiat și zici, o, oh, nu-mi spune mie o fată ce să fac, să știi că cam mai probleme. ca mai probleme. Înseamnă că ești foarte arogant. Tu tini să crezi că ești un fel de Hristos. Nu creșești niciodată. Corectați-vă între voi. Prietenia e perioada în care vă puteți corecta fără să aveți repercusiuni foarte mari. De ce? Vă dau un caz. Să zicem că s-a întâmplat ceva într-o discuție în care erau și alte persoane, da? Și ție ca fată nu ți-a convenit cum s comportat băiatul cu care tu vorbești. E prietenul tău, aveți fixat în nunta. Tu mergi acasă și te îmbufnezi. Nu răspunzi la telefon patru ore. Greșit. El intră în panică. Zice, mă, ce-o pățit? Oare a dus-o cu salvarea? Ce se întâmplă cu ea? Vă spun foarte clar că asta gândește băiatul. Deci nu vă imaginați că visează că ați dormit patru ore. Că e că am grav dacă dormiți patru ore continuu. Și atunci e foarte important să nu te îmbuvnezi, să nu, să nu faci pe supăratul. Comunicarea nu înseamnă să te superi. Nu-ți convine ceva, spune-i frumos, frumos, frumos. Dar spune-i nu i spui atunci, poate găsești un mod în care se atrage atenția, să-și dea seama care ceva. Fetele de obicei se cam închid în ele, se cam așa, carapacea lor, discută cu altcineva mai degrabă decât să spună băiatului. Nu fiți așa. Nu, nu vă lăsați condus de un sentiment, de ranchiun, de resentiment. Corectați-vă între voi. Mai bine să vă corectați voi între voi decât alții să vă corecteze în public. Poate uneori se filmează. Aveți grijă. 5. Spune da prezentării echilibrate a ta ca băiat cu ea în societate. Nu e permis să realizezi fotografii și să le mai și postezi, știți voi pe unde, ca și cum ați fi căsătoriți. Să nu e admis. Deci nu-i admis așa ceva. E josnic, e uimitor de se Să-i vezi pe cei doi necăsătoriți, vă știți foarte clar că nu-ți căsătoriți, da? Îl vezi pe cutărică cu cutărica, îi vezi pe amândoi că se pozează în spații unde au ajuns, nu m-am mergând amândoi, poate a dus un fotograf, dar l cu mașina lui, că le-a fost rușine de cum se comportau ăștia doi mașină, da? Așa? Și Pozele lea le țineți și le și postați. Și mai vreți și like-uri. Hm. În jos ar trebui să fie tot așa. Înțelegeți? Dislike. Nu vă comportați în societate ca și cum ați fi căsătoriți, că nu sunteți. Există gesturi, există atitudini, există îmbrățișări, există apropieri care nu sunt permise. De ce? Nu sunteți căsătoriți. Ele fac parte din acea perioadă care duc la actul intim. Nu-i permis ca voi să intrați prin acești pași. Unde vreți să ajungeți, De întrebarea mea? Nu acceptați, fiți foarte echilibrați. Nu acceptați. E foarte important cum vă prezentați voi în societate. Asta e emblema voastră de familie. Asta e cartea voastră de vizită. Normal că unii slujitori abia mai acceptă să vină la unele cununii, dacă le-au văzut pozele pe internet. Pe în creierul meu și îmi spunea o persoană care o cunosc foarte bine, nu vă pot spune cine e, l-am văzut pe cutare că la intersecția din cu tare zonul din Cluj, se săruta cu o fată. Știți ce o zis persoana aia? Foarte serioasă persoană. Nu-l pot vedea la învon. Nu-l pot vedea. Nu știu cum să vă explic. Când îmi închid ochii, nu mai aia văd. Îți poate păta viitorul, slujirea, îți poate afecta într-un mod unor irecuperabil. Și toate astea pentru că e lucru manual. Ți-ai permis gesturi, atingeri, apropieri, care trebuiau să fie permise numai în relația conjugală, după căsătorie. Aveți grijă în ce excursii mergeți? Nu mergeți în excursii ca și cum ați fi căsătoriți. Să te ferească Dumnezeu să aveți la strand. Vreau să zâmbiți, mai vorbesc realități. Cum să meargă, mă, domnule, necăsătoriți la mare? Eu sunt foarte corect cu voi. Voi vreți să fiți corect cu mine? Eu risc spunându-vă vorbele astea. Dar să știți că vă spun numai și numai adevărul. E de nepermis. Sunt zone, sunt atitudini, care nu au ce căuta între doi prieteni. Nu e admis așa ceva. Nu acceptați asta. Îmi vei spune, frate, care, dar ce, că mai se întâmplă și în alte zone, mai și ce, crezi că eu singurul? Am mai zis și altă dată, ți-ar place să fii coleg de iad, cu cutărică. Îmi vei spune de ce, pentru că ajunge în păcat. Nu-mi spune tu mie că mergi continuu, chiar pe autostradă să fie, cu 200, cu peste 200 la oră. Și tu nu vei avea niciodată accident. Nu spune că ai, ai, trecut limita vitezei, te-ai testat în timp. Hai că treci cu 10 km, cu 20, e o urgență, alergi, nu știu pe unde mergi, trebuie să ajungi repede. Dacă tu intenționat vrei să treci limitele, că nu te interesează de limite, să știi, vei face accident. Și asta nu spun din cauza mea, Asta nu spun pentru că mă interesează neapărat să ai crezul meu sau convingerile mele. Îți spun pentru că viața îți dă lecții. Și dacă nu mă crezi pe mine, uite-te în viață. Și o să vezi că toți oamenii care au derapat spiritual au derapat pentru că și-au permis lucruri de nepermis. Ca recomandări scurte, acceptați că e în regulă dacă discutați subiecte foarte sensibile legate de viața voastră din viitor. Când sunteți nu fizic, în același loc. Vă recomand ca subiectele acestea să le discutați telefonic, dar nu cu video. Sunt subiecte care poate să-l afecteze pe băiat, sunt subiecte care poate să-l influențeze. Nu discutați subiecte sensibile, emoțional, fizic, moral, când sunteți voi doi singuri în cameră. Nu discutați astea. O altă recomandare, nu căutați pe internet informații care nu trebuie să le știți decât după căsătorie. Pentru că de acolo puteți ajunge la zone foarte dubioase, chiar păcătoase. Nu căutați informații care nu vă sunt necesare. Excepție fac cazurile în care ești la medicină și trebuie să înveți biologie. Repet și accentuez, nu rămâneți în locuri întunecoase, nu vă permiteți atingeri senzuale, nu acceptați un comportament care este rezervat în exclusivitate căsătoriților. Încercați să luptați pentru Sfințenie. Rugați-vă în fiecare zi și spuneți-i Domnului, Doamne, nu mă lăsa să cad în păcat. Doamne, când vezi că așa de nebun, nebun delegat, din punct de vedere spiritual, Doamne, nu mă lăsa să ajung acolo, trântește-mă ușa în nas, să mă doară. Dar să ne ajung acolo. Aș vrea rugăciunea asta să stăm edicați. Și aș vrea să faceți un legământ pentru puritate. Eu nu vă cunosc care sunt problemele voastre și nu asta e important să vă știu eu. Nu știu dacă aveți prietene ca băieți, dacă aveți prieteni ca fete. Nu asta e important pentru mine. Important să lupți pentru puritate. Luptă, luptă. Luptă chiar dacă simți că pierzi. Iată da, dacă zici, mă, dar eu singurul agățat în istorie care nu-s ca alții, da. Eu singurul care mă lupt cu problema asta și, și, mă lupt și iară mă lupt și iară mă lupt. Și mă sunt așa de slab și așa de vulnerabil. Faceți în această seară un legământ pentru puritate. Și spuneți Domnului Doamne, vreau neapărat să-mi păstrez puritatea mea Doamne, vreau o binecuvântare reală în căsătorie, Doamne. Vreau pace în casa mea, vreau bucurie, vreau o căsătorie fericită, Doamne. Vreau o familie plină de prezența Ta, Doamne. Nu pleca dintre noi, Doamne. Nu mă lăsa vreodată să ajung în direcții greșite, Doamne. Și când simt că parcă patinez pe topogan și ajung parcă să mă duc jos, jos pe pantă, tot mai jos. Doamne, chiar dacă îmi tai calea, ajută-mă să mă opresc cumva. Intervin-o cumva, Doamne. Vreau puritate. Aș vrea să facem rugăciunea asta într-un mod special. Vreau să ne rugăm pentru puritate spirituală. Fiecare să se roage pentru el. Îi spună Domnului, Doamne, ajută-mă, Doamne, în cele mai grele contexte, în presiunile cele mai mari. Te rog, coboară cu prezența Ta și ajută-mă să rămân curat, ca să fiu binecuvântat în prietenie și să ajung căsătorit sub prezența Ta. Ne